La solicitarea unei săli de fitness, Curtea de Apel Cluj a decis anularea prevederilor privind suspendarea activității sălilor de sport din hotărârea de guvern 348 din 2021. Curtea de Apel a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de Indigo Gym SRL și a anulat parțial hotărârea guvernamentală 293 pe 2021 în forma modificată prin HG 348 pe 2021. Pe data de 9 aprilie 2021, Curtea de Apel Cluj a hotărât anularea următoarelor prevederi din hotărârea de guvern pentru modificarea și completarea anexei numărul 3 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. La articolul 10, după punctul 1, se introduc două noi puncte, 1.1 și 1.2 cu următorul cuprins. 1.1 se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport sau fitness. În localitățile unde incidența acumulată de 14 zile este mai mare de 4/1000 de locuitori. 1.2. Măsura prevăzută la 1.1 se aplică în toate localitățile unde incidența acumulată de 14 zile este mai mică sau egală cu 3.5/1000 de locuitori. Sentința nu este definitivă și poate fi făcut recurs în termen de 15 zile.